Da, să vă arăt cum citesc eu. Citesc Enigma Otiliei. Așa îmi pun hârtiuțe, se vede, hârtiuțe, ca să nu iau două file odată și să mă încurc. Aici am desenat eu ceva odată, mai de mult, m-am jucat, că nu mă pricep. Și fixez camera pe câte o culoare, măresc și culorile astea apar în toate videoclipurile mele. Dar de data aceasta am să citesc așa cu filmarea chipului meu, ca să vedem cum decurge un citit. Am rămas aici. Să vedem. Se gândi că probabil Aglaia bârfise, ca de obicei. Stănică îi răsări în minte. Dacă exista un colportor permanent de fleacuri, acela era Stănică. Asta era sigur. Ce putea să spună însă mai mult decât putea să gândească el, Felix, în clipele de pofidă? Că între Otilia și Pascalopol pot fi legături de dragoste. Curiozitatea îl făcu pe Felix șiret. Își zise că de la Stănică, pe care îl găsi cu ușurință, poate afla misterul de-a dreptul. Sentimentul lui era că își îndeplinește mandatul moral, că aflând calomnia, va fi în stare să apere mai viguros reputația Otiliei, în fond era mânat de o gelozie pe care o credea vindecată. Domnule Stănică, zise el, te întreb ca pe un om cu experiență. Să-mi spui drept, ce crezi dumneata, ca bărbat, despre mergerea Otiliei la Paris? Ha, făcu Stănică, luat repede. Ce cred? Ce să cred? Stănică examină repede situația și nu bănui nicio intenție malițioasă. De altfel, întârzia întotdeauna răspunsul ca să poată inventa. Domnule, să-ți spun drept, vorbă mare, nu vreau să scot, păcat, nu vreau să fac. Am avut un copil pe care mi l-a luat Dumnezeu, fiindcă poate am greșit cu ceva. Lumea vorbește, dar ce, trebuie să te iei după lume? Nu e nimic, domnule, s-o fi dus fata să se plimbe. Dar ce zice lumea? Domnule, rea e lumea, pe onoarea mea nu poți să faci un gest care să nu fie interpretat. Păi, nici eu nu știu ce să mai zic. Sunt câteodată coincidențe absurde care uimesc, care zguduie. Stănică stinse glasul. Ți-o spun și eu cum am cumpărat-o. Nu te obligă nimeni să crezi. Ei, și dacă, ce, nu mai ia, mă înțelegi? Felix își stăpâni enervarea. Ce anume? Păi, se zice, ești pe zevenghi rău, parcă nu știi. Nu zău, nu știi nimic. Totul, în definitiv, o prezumție, se zice că fata pricep s-a dus la Paris să facă doar ești la medicină. Un avort de Felix fu atât de indignat, încât rămase mișcat. Stănică nu-i pricepu sau se făcu că nu-i pricepe starea de spirit și izbucni tare. Auzeam eu, domnule, și nu credeam că o femeie după ce naște se face mai albă la față, mai picantă. Așa era Olimpia după ce a născut pe Relu. Ei, dar Otilia e superbă și așa, strașnică fată. Porcule, îi zise Felix cu glas sugrumat și întoarse spatele. În seara acelea zile, pe când Moș Costache, Otilia și Felix se aflau la masă, acum mâncau iarăși acasă, Stănică își făcu apariția, dădu mâna cu toți, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, și declară că a venit mai cu seamă pentru Felix ca să-i arate o mostră de stofă de vară faină, deși cam scumpă. Acum mă uit la minute, așa procedez eu. La 15 minute fac o pauză și după aceea revin. Purtarea lui Moș Costache deveni, după întoarcerea Otiliei, foarte curioasă. Din bâlbâielile lui se înțelegea că avea de gând să facă ceva pentru fetița lui, însă ce anume nu se vedea limpede.
În schimb, făcea dezordine. Alături de odaia lui Felix mai era una aproape goală. Bătrânul scoase afară lăzile și mobilele stricate ce se aflau acolo și făcu broască bună la ușă ca să se închidă bine. Apoi începu să depoziteze în ea tot soiul de materiale, al căror rost păru la început cel puțin misterios. Costache venea, de pildă, cu pungi mari de cuie de felurite mărimi, puțin cam ruginite, și le arunca pe dușumea făcând purcoaie pe categorii. Față de cel care vedea scena, dădea neîntrebat o explicație vagă, bolborosită și fără direcțiune precisă. Omul e bine să cumpere când găsește de ocazie, să fie acolo. În altă zi, bătrânul veni cu o căruță întreagă plină cu cercevele, ferești, uși de la vreo casă veche dărâmată. Papa, se miră Otilia, ce faci cu astea? Pentru foc? Bătrânul își frecă mâinile ca omul care a făcut o afacere bună și nu vrea să o destăinuiască altuia ca să facă surpriză mai târziu. Le-am luat ieftine, de ocazie, lemnărie bună, cum se făcea odată. Otilia rămase surprinsă, văzând că bătrânul aduse într-o zi doi oameni să sape o groapă largă, ca un bazin, în grădina din fața chioșcului, stricând astfel gazonul. Bătrânul nu dădu nicio explicație, apărându-se cu satisfacția omului care își îngăduie să scandalizeze pentru puțin aproapele nedumerit, știind că mai pe urmă îl va încânta cu buna lui intenție. În orice caz, scopul imediat al gropii se destăinui curând, fiindcă Moș Costache aduse câteva căruțe de var și răsturna acolo. Zicea că le-a cumpărat chilipiri de la o bina care a sfârșit lucrările. Ce vrei să faci, papa? Vrei să zidești? Hehehe, zise și red bătrânul. Fac eu ceva pentru fetița mea. După aceea, bătrânul aduse grinzi mari de lemn de stejar, unele vechi scoase din alte case, altele noi, dar cam verzi, desigur toate de ocazie, și le îndesă pe toate de-a lungul gardurilor. Într-o zi aduse și cărămidă veche din demoloțiuni și o depozită morman pe gazonul din grădină, răpind chioșcului perspectiva. După toate aceste isprăvi, bătrânul era neliniștit să nu-i se fure materialul pe care îl însemna mereu cu var. Ieșea noaptea târziu sau dimineața în sol și dădea târcoale, tresărea la cel mai mic zgomot și trimitea pe Felix sau pe Otilia să spioneze. Cu toată isteția lui, stănică nu putea afla direct ce urmărea bătrânul. După logica lui Moș Costache, făcea vreo speculație oarecare. Află însă Pascalopol, căruia bătrânul îi se destăinui. Moș Costache zicea așa: azi banii sunt instabili și mai ales tinerii nu pot să-i țină. Un bărbat, când ia o fată, e mulțumit să capete zestre o casă cu de toate. Casa nu ți-o poate cheltui ginerele. I-ar fi dat el casă Otiliei din câte avusese, însă nu erau potrivite cu nevoile ei. Acum o să-i facă una aici, pe locul grădinii, dar cu o socoteală mare. Aici, în Antim, nu prea sunt prăvălii, încât dacă ai casă cu prăvălii, faci afaceri grozave. Are să construiască o casă cu prăvălii la parter și apartamente la etaj, așa că Otilia o să aibă și casă gratis și venit de la prăvălii, bineînțeles, după moartea lui, fiindcă acum urma să scoată ceva din cheltuielile pe care le-ar fi făcut cu clădirea. Pascalopol rămase foarte surprins de hotărârea bătrânului și prevesti că soarta Otiliei va rămâne din cele mai încurcate. Cunoscându-l pe Moș Costache, încăpățânat și capabil să facă iute contrariul, tăcu din gură. Însă, amărât pentru Otilia, îi vorbi acesteia. Aceasta spuse nepăsătoare în glumă lui Felix. Marina îi auzi pe când bodogănea prin preajma lor și astfel află în cele din urmă și stănică. Numai stănică țipă scandalizat ca și când chestiunea l-ar fi privit. O 9 minute și ăsta e scaunul care face zgomot, scaun rotativ.
mă mai fuții pe el și faci așa niște sunete, mă rog, continuăm. Sara Molit, are să vâre toți banii în cărămidă veche și nu o să mai găsiți nimic. E iresponsabil și eu să fiu în locul dumitale, vorbea Aglaiei, aș lua măsuri. Aglaie îl cunoștea bine pe frate său, de aceea privi lucrurile cu calm. Dacă Costache s-a apucat să cumpere cărămida asta, înseamnă că n-are de gând să-i dea mare lucru Otiliei. Nu dă el din mână lucrul lui, să-l tai, doar îl cunosc. Nu ți închipui că a cheltuit cine știe cât pe molozurile alea? Dacă face casă, lasă-l să o facă. Casa nu o fură nimeni, să nu facă testament pentru nebuna, de asta mă tem, încolo, treaba lui. Otilia a fost foarte necăjită când află intențiile lui Moș Costache. Pe ea o plictiseau toate preocupările de a-i se face o zestre, de a-i se da o situație legală. I se păreau burgheze umilitoare. 11 minute. Nu trăise niciodată în mizerie și nu se temea de ea. Un instinct feminin îi spunea că interesul cu care era înconjurată de bărbați o va urmări totdeauna, iar ideea bătrâneții nu o înspăimânta. Nu își închipuia că ar putea fi vreodată bătrână, altfel de cum arăta. Era hotărâtă să se sinucidă pe dată ce ar zări semnele viitorului. Otilia se gândea și la această sinucidere ca la un eveniment foarte dramatic și teatral în felul unei sinucideri japoneze. Ea avea scrupule și libertăți de gândire cu totul deosebite de ale lui Felix, aceasta fiind pricina pentru care tânărul nu le înțelegea. A primi daruri de la un bărbat, a fi plimbată, îi se părea foarte firesc. Oricât ar fi cheltuit Pascalopol, Otilia nu găsea că face o faptă nepotrivită atâta vreme cât nu se obligă cu nimic. Ar fi fost cuprinsă de milă să vadă că un tânăr face sacrificii ca să-i facă daruri, însă darurile le-ar fi primit ca să nu îl jignească pe dăruitor, fiindcă lumea se împărțea pentru ea în bărbați care fac daruri și femei care le primesc. Ideea de a nu-și satisface capriciile, de a nu avea mănuși și ciorap la vreme, nu o spăimânta pe fată, pentru simplul motiv că nu putea concepe această situație absurdă. Fiindcă Moș Costache nu-i lua aproape nimic, se obișnuise să-și închipie pe Pascalopol ca pe un înlocuitor providențial. Deopotrivă o supărau pe Otilia preocupările de înzestrare, de statornicire a viitorului. Asta însemna pentru ea o încetare a omagiilor, înlocuirea lor printr-un regim de asistență. Pascalopol pătrunsese foarte bine sufletul Otiliei, fiindcă cunoscuse și pe mama sa, femeie cu aceeași mentalitate ca descendentă a unei familii foarte bogate. Mama Otiliei încredințase foarte neștiutoare toți banii ei lui Costache, care apoi o pusese la un regim de avar. Murise și de tristețe, fără să învinovățească pe bărbat. Pentru că nu-și dădea seama ce fel de situație era aceea în care se afla. 13 minute, mai am două, până la prima pauză. Pascalopol, cunoscător profund al acestei stări de spirit, fiindcă el însuși trăise în astfel de condiții și avea milă mai mult de un om de familie bună, scăpătat, decât de un vagabond nemâncat, simțea datoria de a înlocui pe Moș Costache. Felix vedea în Otilia o fată cu un bun simț exagerat, cu o experiență de viață dusă până la mizantropie, dar nu era așa. Otilia era ușuratică, risipitoare. Era însă modestă, încredințată că orice bine în viață trebuie plătit cu o nefericire sau măcar cu o dușmănie, că nu avea dreptul să pretindă nimic. Asta o făcea cu minte și ridica nebunilor ei acel aer de lăcomie feminină, atât de caracteristic fetelor care au prestigiu asupra bărbaților. Gândul că Moș Costache avea să-i facă o casă cu prăvălii pentru speculă o izbi pe Otilia într-un chip dureros. Ea visa viitorul ca un șir de explozii neprevăzute. Putea să o răpească un englez, să o ducă în Indii.
Putea să-l roage pe Paskalopol să o ducă în Rusia, dar să se fixeze pe jumătate din grădina lui Moș Costache îi era odios. Rațional înțelegea planul, însă sufletul ei era invadat de neliniștea copilului, căruia îi se pregătește plecarea într-un orfelinat. Acum eu am 15 minute și de regulă fac o pauză, adică pun acolo, apăs pe pauză, merg, trag din țigara electronică, vreo 5 minute, beau apă, revin. Așa că procedez la fel. Deci eu am revenit, dar ce nu s-a văzut, mi-am uitat ochelarii în spate, am venit, m-am întors după ei, se întâmplă foarte des. Așa cum sunt acum, sunt de obicei în afară de faptul că nu sunt rujată. Eu nu m-am rujat niciodată, n-am suportat rujul roșu. Și de când a venit pandemia și măștile și așa, parcă în semn de revoltă, mi-am cumpărat 4 rușuri roșii și abuzez de ele. Acum, pentru că îmi văd chipul, m-am dat cu ruș, dar când citesc doar pe imaginea acestei picturi, sunt pictorița, atunci nu mă dau cu ruș. Citim mai departe. Enigma Otiliei, așa, cu hârtiuțele mele, să nu încurc paginile, am și aici un semn, dar îl voi șterge așa cu creionul, fac câte un semn, că m-am încurcat odată la Mircea Eliade, la Tărâmul Nevăzut. N-am făcut semn și după pauza, deja tradițională, am revenit și m-am încurcat. Acum ce era să fac? Am dres-o din mers, așa am zis. Și cum vă spuneam, așa și așa, și am sudat textele, le-am aglutinat așa din mers. Acum cine cunoaște să prinde, cine nu, am tentat. Da, ochelarii de 2,25. Asta înseamnă mult citit. Totul cu măsură, totuși trebuie gândit și așa. Cei mulți strică. Așa, Paskalopol încercă să convingă blând pe Moș Costache că nu era potrivit să cheltuiască banii pe o casă de speculă chiar în Antim. Avea doar casa pentru Otilia. Bătrânul era însă fanatic în deciziunile lui și moșierul nu mai insistă. În capul lui, ideea de speculă personală se combina din ce în ce mai tare cu aceea de asigurare a viitorului Otiliei și cea din tâi aproape dispărea. El merse până acolo încât să propună sub forma unui sfat părintesc lui Felix să contribuie la afacere. Acum se aude Jimmy, cățelul meu. Hop, hop. Știu de ce. Foarte des se aude Jimmy în înregistrările mele. De pildă, dacă Felix ar fi contribuit la majorat, adică în toamnă, cu suma de bani pe care o avea depusă ca fond la o bancă, atunci el, Costache, ar fi construit o casă cu 2 etaje pentru Felix și Otilia ca coproprietari. Bineînțeles, Felix i-ar fi plătit lui terenul foarte ieftin. În felul acesta ar fi avut jos venit de la prăvălie împreună cu Otilia și ar fi avut și un apartament de locuit pe care, cum era deocamdată singur, ar fi putut să și-l închirieze, păstrându-și o mansardă. Pentru un doctor, o astfel de afacere ar fi fost strălucită. Felix iubea și respecta pe Otilia peste orice măsură posibilă, dar combinațiile lui Moș Costache îl aruncau într-o silă care umbrea sentimentele lui. Exagerând în sensul prudenței, se păru că se țese în jurul lui o manoperă pentru a-l deposeda de avutul său, pe care nu și-l cunoștea bine înainte de majorat. A-i se propune să fie coproprietar cu Otilia era un mod de a-i se recomanda căsătoria cu fata, căreia, printr-o abilitate a bătrânului, i-ar fi constituit el însuși dotă. Felix se temu și în partea aceasta era și adevărul, că Moș Costache construiește casă cu banii lui.
a se căsători cu Otilia, a pune toată energia lui la picioarele fetei, era năzvința lui cea mai înaltă. Cu toate acestea, voia să o ia el pe Otilia, să o cucerească. Moș Costache părea umbla să scape de Otilia și asta era așa de jignitor încât Felix se gândi că dacă fata ar ști că bătrânul, dându-i o de soție, a voit să-l păcălească, ea ar fi copleșită de rușine și el însuși n-ar mai fi fost în stare să suporte jena ei. Ceea ce făcea bătrânul era un mijloc sigur de a înstrăina prin ambiție pe Otilia de el. Moș Costache stricase toată grădina cu materialele lui și un copac, apăsat prea mult la rădăcină de cărămizi, început să se usuce. Verile sunt înăbușitoare și prăfoase la București și tot colbul de cărămidă sfărâmată, luat de vânt, umplea treptele scărilor, cercevelele și orice ciubucărie arhitectonică. Apoi bătrânul grijuliu nu lăsa lucrurile pe loc și le mișca greu. Transpir pentru că am pus lumina așa pe mine, mai mult, dar de regulă nu pun pe mine. Lumina pun așa, o pun așa în jos și mai mult pe carte. Mă fac și saună. Ca să nu-i se fure cărămizile, se puse să le care el însuși în fund, făcându-și fața spână aprinsă ca o figură de piele roșie. Grinzile le așeză peste cărămizi ca să le ferească pe acestea de ploaie, apoi găsi că, din potrivă, grinzile au nevoie de uscăciune și duse pe cele mai scurte din ele în odaia de sus cu materiale. Casa nu era prea solidă și lui Felix îi se păru într-o noapte ca aude pârâituri. Aprinse o lumânare și zări în perete o crăpătură lungă și zigzagată ca un fulger. A doua zi, Moș Costache, mobilizând toată familia, cără grinzile într-o șură și își pierdu restul zilei în examene amănunțite ale zidului vătămat. Ploaia inundase groapa cu var pe care îl stinsese, prefăcându-l într-un lapte murdar. Toate aceste mici dezastre nu zdruncinară fanatismul constructiv al bătrânului. 22 de minute până la 30. Eu cam așa citesc. Înainte citeam 45 de minute sau chiar și o oră, dar e obositor și mă mai și bâlbui câteodată, mă încurc. Bine, 30 de minute, ce? Bine. Te-ai fi așteptat ca Moș Costache să consulte un arhitect să facă planuri din vreme, însă nu făcea asta. Scoțând din dulapurile lui creionul cel mai tocit, își făcea singur pe hârtie un fel de schițe. Se exprimă limpede că arhitecții sunt niște hoți și că o casă trainică se face cu un zidar bătrân priceput cum fusese zidită și casa în care sta. Un italian bătrân fusese chemat odată să vadă locul și bătrânul îi împărtășise fel de fel de dorințe extravagante. Bucătăria, locurile de confort, el le voia în fundul curții, fiindcă zicea că așa e mai sănătos. Așa tușesc pe silențios. Văzuse el o dugheană în tinerețe, așa înălțată deasupra pământului, căreia îi se punea ziua o scară de lemn în fața ușii. Dacă zidarul ar fi executat planul orar al bătrânului, rezultatul ar fi fost comic, însă nu îl înfăptui, fiindcă Moș Costache amâna lucrările pentru o dată incertă pe care urma el să o fixeze după studii serioase ale prețurilor mâinii de lucru. În vară construiește toată lumea, așa încât salahorii sunt scumpi. Toamna târziu, ei sunt fără lucru și sunt bucuroși să se angajeze și pe puțin. Am nimerit fără dialog și nici n-am aer. Mai ales Moș Costache își făcea acest calcul. Angajez un zidar maestru cu atât pentru toată durata lucrărilor pe care le voi supraveghea personal. Materialul îl cumpăr eu și nu dau decât unde văd eu că este nevoie. Arhitectul aici te fură. Pentru partea de salahorie angajez o familie întreagă de țigani. Țiganul vrea să rămână și el cu o mână de bani să aibă pentru iarnă. Oricât de bine i-ar plăti un arhitect, ei nu sunt înlesniți, fiindcă trebuie să-și cumpere hrană. Eu le dau atât la sfârșit,
și Moș Costache gândea o sumă înfricoșător de minimă, care le rămâne, în schimb vor avea hrană. Pun pe Marina să le gătească zilnic. Moș Costache a început să facă cumpărături de alimente, care puteau să mire pe cei care îl cunoșteau zgârcit. Cumpără fasole uscată, care vara nu se mai caută, linte, ceapă, costiță râncedă, carne afumată, mai mult picioare, coaste și fălci, în care Marina găsi vieri mici albi. Bătând cuie în tavanul odăii, el își atârna alimentele, așteptând campania de lucru. În curând constată că ele n-ar rezista până la toamnă și atunci costița, ceapa și celelalte apărură cu exagerată frecvență la masă. Otilia, de obicei aproape, nu mânca nimic și privea bucatele ca pe niște ciudate invenții nepotrivite omului. Numai ciocolata îi plăcea, iar Felix începu să vină acasă, săturat din oraș. Mai am 5 minute, 4. Moș Costache, așa de discret în afacerile lui, veni la Felix cu câteva coale de hârtie și felurite note de plată și însemnări și rugă să alcătuiască o listă de tot ce cheltuise pentru materiale. Felix i-o făcu, rămânând totuși mirat de scumpetea articolelor. O cărămidă veche din demolițiuni costa aproape cât și una nouă. Cum Moș Costache nu arăta a fi omul ușor de păcălit, ignorant în asemenea chestiuni, ai fi fost înclinat să crezi că socoteala urmărea să înșele pe cineva. Dar, fiindcă Moș Costache însuși era cumpărătorul, problema rămânea fără rezolvare. Tot stănică deschise ochii lui Felix, care se încredințase că supărarea față de acesta e lipsită de orice eficacitate. El arătase cu solide argumente care putea fi prețul întregului material. Totul fusese cumpărat pe sume derizorii și, întrucât privește cărămida, stănică se jura că Moș Costache a luat-o gratis. Într-adevăr, se dărâmase undeva prin centru câteva case vechi, în scopul a se clădi un hotel mare. Întreprinzătorii cumpăraseră locul cu un preț în care construcția veche intra prea puțin. Din potrivă, zidăria îi încurca, fiindcă nu aveau unde să o depoziteze și transportarea ei i-ar fi costat parale. Ei oferiră cărămida gratis, cu condiția ca să fie ridicată numai decât de pe teren. De acolo trebuie să o fi luat bătrânul, concurând doar câțiva țărani care luaseră și ei cât putuseră căra cu mâna. Mai am 3 minute. Varul exagerat poate stănică putea fi defurat. Cu bacșiș bun, îndupleși numai decât un țigan, de la binalele unde se consumă cantități mari de materiale, să-ți scoată din groapă peste noapte câteva zeci de kilograme de var. Ca să încredințeze pe Felix și pe Otilia ce poate face un om îndrăznesc și cărpănos, stănică se făcu forte să le aducă de probă câte ceva din toate. Și într-adevăr veni cu câteva cărămizi în sacul unui țigan, un pachet de cuie cu clei și alte lucruri. Le obținuse cu bacșiș de pe la binale. Ba, chiar târziu de tot, în noaptea zilei în care stănică făcuse demonstrația, o țiganca aduse cu de la sine putere un lighean încărcat cu var stins, gros, fiindcă zicea are nevoie de câțiva gologani. Scaunul meu face așa, mă mai învârt eu pe el. Moș Costache nu se miră deloc de gestul lui stănică, pe care nu-l întrebă de ce aduce cărămidă, var și celelalte, și puse numai decât stăpânire pe toate, după ce smulse lui stănică mărturisirea că n-are nevoie de ele. Bătrânul veni din nou cu lista de materiale la Felix și îl rugă, de vreme ce o compusese el, să o scălească în josul paginii, ca să știe el cine i-a făcut-o. Felix o iscăli, dar foarte mirat și cu aceeași neplăcere cu care semnase polițele. Așa, mai am un minut. Așa precum vorbise vărului său Toader, stănică se socoti dator să pună pe Felix în legătură cu Lili, nemai îndoindu-se că fata trebuia neapărat să-i placă. Încercă deci să convingă pe tânăr să meargă să-i o arate. Eu mă opresc aici. Și
am să încarc videoclipul în 10 minute, este pe canalul YouTube. Cam așa se întâmplă aici. Este portocaliu. Îmi place portocaliu. Mulțumesc!